Bine te-am regăsit la o nouă activitate. Astăzi ne-am propus să exersăm împreună utilizarea prepozițiilor. Cu siguranță îți amintești faptul că acele cuvinte care ajută la exprimarea obiectului direct, indirect și a circunstanțelor se numesc prepoziții. În limba română vei întâlni prepoziții simple: la, către, pe cu și alte exemple pe care le poți vedea, precum și prepoziții compuse, de către, despre, dea. Există situații în care se îmbină mai multe cuvinte care au rolul unor prepoziții. Ele se numesc locuțiuni prepoziționale. Câteva exemple sunt în sus, de-a în stânga, de-a lungul, în fața, în spatele, înainte de, în loc de sau cu privire la În minutele următoare, vom exersa împreună utilizarea acestor prepoziții. Ia o foaie de hârtie și sau deschide un document nou pe calculatorul tău și notează timp de 3 minute prepozițiile pe care ți le amintești. Cu siguranță acest exercițiu nu ți-a pus probleme. Ei bine, realizează acum corespondența dintre verbe și prepoziții. Avem verbele a se îndrepta, a se apuca, a merge, a se întâlni și prepozițiile la, spre, cu și de. Iați timpul necesar pentru rezolvarea acestui exercițiu. după cum ai și observat deja, a se îndrepta se potrivește cu prepoziția spre. A merge cu la, a se apuca de, a se întâlni cu și vom vedea câteva exemple în minutele următoare. Endre se îndreaptă spre școală. Avem prepoziția spre. Andre se apucă de teme. Ana merge la cinema. Laura se întâlnește cu prietena ei. Unele prepoziții exprimă în mod clar informații legate de loc. Avem aici prepozițiile lângă, peste, sub. De exemplu, cartea copilului este sub caiet. Endre ține mâinile peste caiet. Și profesoara stă lângă Endre. Unele prepoziții exprimă atât informații legate de loc, cât și de timp. Aici avem ca exemple prepozițiile după și înaintea. Telefonul a căzut după dulap. Este o informație legată de loc. Eu ies afară după ora 6. În cazul acesta, avem o informație legată de timp. Unele prepoziții exprimă atât informații legate de timp cât și de loc. Participantul numărul 7 a ajuns înaintea participantului numărul 1. Andre, stă la coadă, înaintea Mariei. În exprimarea de astăzi folosim frecvent prepoziția P în locul altor prepoziții. Selectează prepoziția corectă pentru următoarele exprimări. Iați timpul necesar pentru lectură și pentru rezolvarea acestui exercițiu. Vom spune corect, sunt la telefon cu prietenul meu. Problema nu este numai în Harghita. Se discută pe baza unor idei greșite. Felicitări! Ai ajuns la final. Te-ai descurcat grozav!